Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi, în cadrul capitolului Sistemul respirator și respirația la om, vom evidenția modul de realizare al schimbului de gaze respiratorii. Respirația reprezintă una din funcțiile esențiale ale organismelor vii, funcție prin care se realizează aportul de oxigen din aerul ambient până la nivel celular, în paralel cu eliminarea în atmosferă a dioxidului de carbon rezultat din activitatea celulară. Această funcție complexă se realizează cu participarea unor sisteme în mai multe etape strâns corelate și într-o strânsă succesiune: etapa pulmonară, etapa de transport și etapa celulară. Etapa pulmonară cuprinde ventilația pulmonară și schimbul de gaze alveolo-capilar, iar etapa celulară cuprinde și ea un schimb de gaze numit schimb de gaze tisular. La nivelul plămânilor are loc în permanență un schimb de gaze între aerul din alveole și gazele din sângele venos ce ajunge la acest nivel prin vasele capilare. Putem observa în această imagine alveolele pulmonare, înconjurate de o rețea bogată de capilare sangvine, ce aparțin circulației pulmonare, numită și mica circulație, circulație ce asigură vascularizația funcțională a plămânilor. Ne aducem aminte că unitatea de bază structurală și funcțională a plămânilor este acinul pulmonar, format dintr-o bronhiolă respiratorie ce se continuă cu canalele alveolare, ai căror pereți prezintă dilatații în formă de saci, numiți saci alveolari, în care se deschid alveolele înconjurate de o rețea bogată de capilare sangvine. Peretele alveolei, împreună cu pereții capilarului și cu alte structuri de la acest nivel, formează membrana alveolo-capilară, suprafața de schimb pentru gazele respiratorii. Primul schimb de gaze respiratorii se realizează la nivelul plămânilor și se numește schimb de gaze alveolo-capilar. Acest schimb se realizează prin procesul de difuziune. Difuziunea definește tendința moleculelor unui gaz de a se deplasa dintr-o zonă în care concentrația lor este mai mare către o zonă în care concentrația este mică, până în momentul în care concentrația gazului se uniformizează în ambele zone. În consecință, procesul de difuziune al unui gaz va avea loc doar în condițiile în care există o diferență de presiune, iar sensul procesului va fi întotdeauna orientat dinspre zona cu presiune mare către zona cu presiune mică. Respectând legile difuziunii, la nivelul membranei alveolo-capilare, oxigenul va trece din aerul alveolar în sângele venos, care va deveni astfel sânge oxigenat. Iar dioxidul de carbon, aflat în exces în sângele venos, numit și sânge neoxigenat, va trece în aerul alveolar. Deci cele două gaze difuzează prin membrana alveolo-capilară în sens opus. Procesul de difuziune poate fi reprezentat simplu și astfel. Oxigenul difuzează din zona cu concentrație mare, alveola pulmonară, spre zona cu concentrație mică, și anume capilarul pulmonar, deci conform diferenței de concentrație, în timp ce dioxidul de carbon difuzează în sens opus, dar tot dintr-o zonă cu concentrație mare, și anume capilarul pulmonar, spre o zonă cu concentrație mică, alveola pulmonară. Suma proceselor prin care oxigenul transportat de sânge este cedat la nivelul capilarelor din țesuturi către celule și prin care dioxidul de carbon produs în celulă va fi preluat de către capilar, se numește respirație celulară. Și respirația celulară presupune realizarea unui schimb de gaze, numit schimb de gaze tisular.
În cadrul acestui schimb, oxigenul va fi transferat din sângele capilar în țesut și apoi în celule, tot prin procesul de difuziune, respectiv din zona cu presiune mare, sângele oxigenat, spre zona cu presiune mică, spațiul dintre celule și apoi citoplasma celulară. Dioxidul de carbon provenit din reacțiile celulare este un produs rezidual care trebuie eliminat din celule. El va difuza în sens opus, din țesut în sânge, tot din zona cu presiune mare, țesutul, spre zona cu presiune mică, sângele capilar. Da? Putem observa și aici, acesta este sângele oxigenat dintr-un capilar arterial, iar acesta este sângele neoxigenat dintr-un capilar venos. Acesta sosește spre țesut și acesta va transporta sângele din țesut în circulație. Aici avem celulele. Oxigenul va trece din capilar spre celule, din zona cu concentrație mare spre zona cu concentrație mică, prin procesul de difuziune, iar dioxidul de carbon va trece în sens opus, din țesutul în care el s-a acumulat ca urmare a activității celulare, în capilarul care îl va prelua și îl va transporta spre plămân pentru a fi eliminat odată cu aerul expirat. În concluzie, schimburile de gaze respiratorii se realizează prin difuziune, atât la nivelul membranei alveolo-capilare, cât și la nivel tisular. În etapa pulmonară a respirației, schimbul de gaze alveolo-capilar constă în trecerea oxigenului din aerul alveolar în sângele capilar și în trecerea dioxidului de carbon în sens opus din sângele capilar în aerul alveolar. În etapa tisulară, schimbul de gaze respiratorii constă în trecerea oxigenului din sângele capilar în țesuturi și apoi în celule și în trecerea dioxidului de carbon în sens opus din țesut în sângele capilar.